Proiectul Pașaport pentru Vacanță s-a derulat în toată țara, însă programul de lucru cu publicul în data de 1 iunie a fost stabilit la nivelul instituțiilor prefectului pentru fiecare serviciu public comunitar de pașapoarte. La Suceava, programul a fost 8-12. A fost aglomerat, așa cum e de altfel zi de zi de ceva vreme, însă atmosfera a fost altfel acum. Copiii au avut parte de diverse surprize. Au primit baloane și au avut amenajate și în interior și în exterior locuri speciale unde puteau să aștepte citind sau desenând, până să poată ridica pașaportul cel adevărat, adică cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, au primit câte un pașaport de vacanță, plus o agendă, un semn de carte, un orar și un puzzle. Se pare o acțiune bună pentru familie și pentru copii, având în vedere că sunt și liberi. Și programările foarte lungi care sunt la serviciu pașapoarte e de ajutor. Cum ați aflat de acțiunea de azi? Din presă. Și câți copii ați venit? 4. Acum vedem, au un loc special amenajat, desenează, au baloane. Da, se simt și copii în largul lor, tot țara civilizată. Dumneavoastră ce cadou le-ați făcut de 1 iunie? Încă nu, de acum. La ce v-ați gândit? Nu știu, ei și le aleg. Cum se pare acțiunea de astăzi? Foarte frumoasă, interesant pentru copilași. Cum ați aflat de ea? Nu am aflat. Ați venit aici pur și simplu? Da, pur și simplu. A fost o surpriză mare? Da, desigur. Vă referiți la pentru copilași? La faptul că astăzi e 1 iunie și la pașapoarte copiii au un regim special, n-au nevoie de programări, au parte de surprize. Da, e frumos, e foarte bine pentru copilași. Foarte frumos, foarte frumos. Ați venit cu sau fără programare? Fără programare. Pentru copil. Da, pentru fetiță, ca să-i fac pașaportul. Da. Cum ați aflat de acțiunea de aici? Am aflat pe internet. Așa. Pe internet. Am aflat că am vrut să-mi fac programare și au spus că e 21 iunie. Și au spus că asta se face gratuit, se face fără programare la copii. Deci o acțiune binevenită. Da, da, da. Mulțumim. Bună, la mulți ani. Bună, mulțumesc frumos. Ce surpriză ai găsit aici la pașaport azi? Că se poate face fără programări. Și te-ai bucurat și de, nu știu, de baloane, de cărțile de colorat? Da, foarte mult. Unde mergi? Pentru ce să faci pașaport? Merg în Germania la fratele meu. Mulțumesc și vacanță plăcută și încă o dată la mulți ani. Mulțumesc. E ceva frumos pentru copii. Distrage atenția copiilor, îi calmează, se bucură. E gen cadou de Moș Crăciun, cadou de Moș Nicolae. Nu, simt spiritul cadou. O zi specială? O zi specială, da. Cum ați aflat de acțiunea de azi de 1 iunie de la pașaport? Am mai fost aici ieri. Am fost cu cam 2 copii și n-am putut să fac ieri din cauza că n-aveam actele complete pentru a doilea. Și ieri ne s-a spus că pot veni astăzi, că e zi specială pentru copii și asta, da. Altfel nu știam. Iată ce noroc și ce bucurie în același timp. Da, da. Comisarul șef de poliție Livia Grigoraș, șeful Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava, ne-a declarat că, dat fiind afluxul mare de copii, au funcționat 5 stații de preluare imagini față de 2 câte erau pregătite anterior. A fost pentru prima dată când, de 1 iunie, de ziua copilului, Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte și-au deschis porțile și au așteptat pe micuți cu surprize inedite în cadrul evenimentului Pașaport pentru Vacanță.